piele frumoasă și sănătoasă are nevoie mereu de o îngrijire de calitate oferită de un medic dermatolog. Astăzi ne aflăm la Prima Clinic alături de doamna dr. Alexandra Bocârnea, medic dermatolog, și vorbim despre un dispozitiv magic în dermatologie, un dispozitiv revoluționar care ajută foarte mult în tratamentele dermatologice. Este vorba de Dermapen 4. Bună ziua, doamna doctor, vă mulțumim că ne-ați primit. Povestiți-ne ce înseamnă acest Dermapen 4 și ce face el. Dermapen 4 este cea mai nouă tehnologie de microneedling. Într-adevăr, este prezentă și la noi în clinică. Se folosește pentru tratarea cicatricilor post-acnice, se folosește pentru hiperpigmentări, pentru melasmă, pentru ridurile fine, laxitatea pielii și, nu în ultimul rând, pentru vergeturi. În ce constă tratamentul efectiv? Tratamentul constă în injectarea superficială la nivelul pielii cu ajutorul microacelor, care sunt sterile și de unică folosință, a unor substanțe care conțin enzime, vitamine, aminoacizi și extracte din plante. Acestea formează mici canale prin care stimulează mecanic sinteza de colagen și elastină, dar în același timp, prin microcanale formate de acele aparatului, se introduc și aceste seruri despre care v-am spus. Terapia este nedureroasă, se folosește crema anestetică, tratamentul durează aproximativ o oră. Cam de câte ședințe este nevoie până în momentul în care se pot vedea rezultatele dorite? În principiu este nevoie de mai multe ședințe, depinde de terapia pentru care executăm dermapenul. Ședințele se fac la 2-4 săptămâni, rezultatele se văd de la prima ședință, ulterior stimularea de colagen și elastină se face și pe parcursul următoarelor unui post-tratament. Numărul de ședințe este stabilit în funcție de patologie de către medicul dermatolog care efectuează procedura. Este nevoie de o pregătire înainte, o anumită pregătire a pielii, nu știu, poate să ne dăm cu ceva anume, sau medicul dermatolog stabilește în cabinet ce este de făcut? Nu, în principiu nu este nevoie de pregătire, trebuie să ne prezentăm la o consultație. După consultație stabilim când putem să efectuăm procedura, dar nu este nevoie de o pregătire specifică. Nu este nevoie nici de o anestezie locală, presupune ceva durere pentru că ne spuneați de ace. Nu, se folosește o cremă anestezică, se aplică pe piele, pe zona pe care lucrăm, se lasă cam 15-20 de minute, ulterior se îndepărtează, se dezinfectează pielea și se începe efectuarea tratamentului. Se simt foarte mici senzații de vibrație a aparatului, deci nu de durere și niciun caz de țipătură. Ați mai folosit până în acest moment acest dispozitiv și, dacă da, ce rezultate ați avut? Da, bineînțeles, l-am mai folosit la conferințele la care am fost, la congresele la care s-a prezentat și din experiența proprie. Rezultatele sunt foarte bune, feedback-ul pacienților a fost foarte pozitiv, chiar și pe hidratarea pielii și chiar și pe probleme ușoare ale pielii, nu numai pe cicatrici sau patologiile despre care v-am spus. Se poate folosi acest dispozitiv de la o vârstă anume, recomandat, nu știu, sunt foarte multe fete care își doresc de la cele mai mici vârste, da, să beneficieze de toate aceste tratamente de Nu este vorba de vârstă, dar în principiu leziune de acne apar la pubertate, deci undeva 14-18 ani, după ce trec leziunile de acne, după ce se efectuează un tratament adecvat, putem să discutăm și despre Dermapen, despre efectuarea acestei proceduri. Cum pot să beneficieze de un astfel de tratament? Prin prezentare la o consultație, ulterior, dacă nu avem leziuni de acne și dacă totul este în regulă la nivel de piele, se sună, se face o programare și ulterior facem tratamentul.